Aș vrea să facem o împământare pe 2021, să matisează frumos, probabil că urmează costor, dar nu acum, în filmul viitor. Dar nu i-a mai ajuns? Nu i-a mai ajuns, nu i-a mai ajuns. Dar ce s-a 25? L-a pus de 25, dacă n-a mai ajuns în tablou, las că merge 4 ori 2 jumate. Dar bineînțeles, pe frumoasă, cum să nu merg? Frumoasă lucrare. Și legat așa frumos și cu bandă izolieră, deci de acum. Nu, ce frumusețe aici. Minunăție. Mi-mi plac aia, curenții slab, cum trec ei până tablou de acolo și să duc tot mai jos în doză. Ce? Mare electrician. Artă și talent, stil și rafinament. N-ai. Și băgat în zid. A, nu, păi asta e bonus. Băgat în zid. Așa să faci, bă. Și aia să pui tu doză, Doamne ferește. Asta e calicia aia, să nu plătească clientul mult. Știi ce zic? Da. Las că e un cablu mai puțin. Dacă n-ajunge, mai rămân. Uite ce bună e împământare. O firul ăla gros de cacao. 651. Bine, Michael. Degeaba l-ai pus la 25. Că să se termina filmulețul fără o concluzie, că n-am mai putut să filmez acolo la lucrare. Concluzia e următoarea. O să întrebați la comentarii unde le găsesc, unde le găsesc. Conductor de 25 legat cu 4 de 2 jumate. Gata, face 2 jumate ori 4, 25, după mintea unora. Unde le găsesc, așa sunt peste tot. Ăștia sunt oamenii care latră și în stânga și în dreapta și pe toate grupurile și pe toate comentariile și pe toate canalele de YouTube. Ăștia sunt meseriași. Maxim 10% care știu despre ce e vorba și cu ce să mănâncă meseria asta. În rest, la lătrat, number one. Da? Le găsim oriunde. Alegeți orice casă, orice apartament, nou, vechi, n-are importanță, autorizat, neautorizat, n-are niciun fel de importanță. Toate arată la fel, pentru că peștele de la cap se împute și o să vă arăt și de ce. Da, și cum ziceam, că se împute de la cap peștele. Ia uitați ce frumusețe aici. Schemă monofilară, tablou electric. 21 iulie. A ieșit July. Circuit lumină, bla bla bla. Rezerva e pe 10 amperi, 3,5 kW. Toate circuitele, în afară de 1, le avem pe 1,5. Bine, e figre, o să vedeți ce a pus el în tablou. Deci pe 2,5 aici avem 2,5 kW, pe 1,5 aici avem 3,5 kW. Asta e proiectarea, execuția e și mai frumoasă. Iată ce frumos a ieșit. Îmi plac pinii de jos, care sunt dubli. Toți conductorii sunt de 1,5. Astea sunt resturi de pâncutie. Mi-a rămas unul portocaliu, unul gri, negru, 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 dubli. Ăștia sunt dubli toți. Așa se face la noi. Deci unde le găsești? Răspunsul e peste tot. Peste tot e la fel. Asta e. Cu asta ne mândrim noi, români. Ăștia care urlăm și dregem că facem, că noi suntem electricieni. La bara de pe protecție la atingere directă, valoare 0. Ăsta nu este tablou conform, ăsta nu are ce caute în România la vânzare. Am mai spus, o să pare că nu prea aude nimeni. Și valori pe 1,5, exact ca în proiect. C16, C20, 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 C20. Lasă țină. Ce facem, domne? Rămâne omul pe întuneric. Îi sare, lasă, pune-l mai mare. Eventual să facă o lumină mare, mare, cât cartierul. Da, cam asta la filmulețul ăsta. Le găsim peste tot. V-am pupat!